Întoarcerea în Sud. După trei ore de la acest tragic deznodământ al aventurilor căpitanului Hatteras, Clauboni, Altamont și cei doi marinari se găseau adunați în grota de la poalele vulcanului. Acolo, Clauboni furugat să-și dea părerea despre cele ce trebuiau să facă. Dragi prieteni, spuse el, nu putem să ne prelungim șederea pe insula reginei. Marea e liberă în fața noastră, avem provizii în cantitate suficientă. Trebuie să plecăm și să ajungem în cea mai mare grabă la Fort Providence, unde vom ierna până la vara viitoare. E și părerea mea, răspunse Altamont. Vântul e favorabil și chiar de mâine vom porni iar pe mare. Ziua trec într-o adâncă tristețe. Nebunia capitanului era ca un semn rău ori de câte ori Johnson, Bell, Altamont se gândeau la întoarcere, se speriau ei înși de starea de nepăsare în care se aflau, se îngrozeau de dezgustul cei cu prinsese. Le lipsea firea întreprinzătoare a lui Hatteras. Totuși, în timpul acesta, ca niște oameni energici ce erau, se pregătiră să lupte din nou împotriva elementelor naturii și chiar împotriva propriei lor voințe, dacă vreodată ar fi simțit că voința le slăbește. A doua zi, sâmbătă, 13 iulie, echipamentul de tabără fu îmbarcat și totul fugata de plecare. Dar înainte a părăsi această stâncă, pentru a nu o mai revedea niciodată, doctorul, respectând dorințele lui Hateras, dispuse să ridice un cain chiar în punctul unde capitanul a tras la malul insulei. Acest cain a fost construit din blocuri mari, suprapuse în așa fel, încât să formeze o construcție perfect vizibilă, un reper. Dacă totuși neprevăzutele schimbări provocate de erupție la Cruța. Pe una din pietrele laterale belgravă cu daltă această simplă inscripție.